Moldova a devenit lider incontestabil al Europei la capitolul creșterea prețurilor. Afirmația aparține fostului șef de stat Igor Dodon. Acesta a scris pe o rețea de socializare că inflația din luna martie din țară a atins valoarea anuală de peste 22%, fiind un record absolut atât pentru ultimii 22 de ani, cât și pentru Europa, spune el. În susținerea declarațiilor sale, el a prezentat un grafic realizat de o companie internațională ce oferă date despre indicatorii economici și piețele financiare în Europa. Reprezentanții guvernării au declarat pentru TV6 că informația prezentată de fostul președinte este ruptă din context. Pe pagina sa de Facebook, fostul șef de stat Igor Dodon, economist de profesie, a postat un grafic top 20 de țări europene cu cea mai mare rată a inflației pentru luna martie, efectuat de Trading Economic Inflation Rate Europe, care analizează indicatorii economici și piețele financiare. Potrivit acestuia, Moldova se poziționează pe locul întâi cu inflație de puțin peste 22%, fiind urmată de Rusia cu 16,7%, Belarus și Lituania cu inflație de aproape 16%, urmată de Estonia cu puțin peste 15%, Ucraina, Cehia și altele. La polul opus sunt Belgia, Ucraina, Macedonia, Grecia și Slovacia, unde inflația este între 8 și 9%. Totodată, pe site-ul oficial al companiei, pe primul loc, la capitolul inflației, se plasează Turcia, cu inflație în luna martie de peste 61%. De asemenea, potrivit lui Dodon, anul 2021, dar și 2022 vor fi caracterizate cu o creștere puternică a prețurilor în întreaga lume și Europa. Însă Moldova bate record peste record, iar prețurile la noi cresc cu un ritm mult peste nivelul țărilor din Europa. Cel mai grav stăm la capitolul creșterea prețurilor la produsele alimentare, care au ajuns la un nivel record de 27% anual. Produsele alimentare reprezintă mai mult de 50% din cheltuielile de consum ale populației sărace. De fapt, ei sunt nevoiți cea mai mare parte a venitorilor să o aloce produselor alimentare, iar pentru alte necesități nu le rămân bani, mai spune Dodon. Fostul șef de stat mai menționează că puterea reală de cumpărare a populației a produselor alimentare în primul trimestru din 2022 a scăzut cu 15,5% comparativ cu anul trecut, iar potrivit lui și mai rău este că în următoarele luni prețurile la produsele alimentare vor continua să crească, iar populația va deveni din ce în ce mai săracă. Purtătorul de cuvânt al guvernului a calificat afirmațiile lui Igor Dodon ca fiind rupte din context. Este o informație ruptă din context, care dumnealui, care este economist, ar trebui să știe că absolut orice context economic trebuie postat în contextul internațional. Inflația este într-adevăr mare, asta nu a negat nimeni, dar iarăși, suntem o țară cu economie de piață, economia țării noastre depinde de contextul internațional. Pe pagina sa de Facebook, fostul premier Ion Chicu a publicat același top, iar ulterior, într-o altă postare, el a menționat că Moldova e lider european la creșterea prețurilor și întrecem chiar și Ucraina, care zace în ruinile războiului. Purtătorul de cuvânt al guvernului ne-a spus că opinia lui Chicu nu este un subiect de reacții pentru guvern. Recent, în cadrul unei emisiuni de la An 4, ministrul economiei Sergiu Gaibu a declarat că inflația din Republica Moldova este mai mare decât în alte state, deoarece produsele care s-au scumpit cel mai mult constituie coșul de consum. Ciclicitățile economice au loc în lume și acum este un val de creștere a prețurilor în toată lumea. Republica Moldova nu are cum combate ca o țară mică. Inflația este un indicator care e calculat matematic. El are un coș de consum. În coșul de consum a Republicii Moldova intră o componentă mare energetică, mult mai mare decât în coșul de consum a unui neamț sau unui francez, și o componentă destul de mare de produse agricole. Acum câteva zile, fracțiunea parlamentară a Partidului Șor a cerut convocarea unei ședințe extraordinare a Parlamentului pentru a fi audiat premierul, miniștrii și conducerea ANRE cu privire la situația social-economică din țară legată de scumpirea produselor, solicitând de la guvernare să vină cu politici economice pentru a atenua consecințele creșterii
prețurilor și a tarifelor. Propunerea nu a fost susținută însă. Anterior, BNM a prognozat o inflație de peste 20% în trimestrele 2 și 3 ale anului 2022, iar prețurile la produsele alimentare și la cele energetice vor rămâne înalte, chiar dacă ritmul de creștere se va tempera. Potrivit Băncii Mondiale, războiul din Ucraina va afecta economia țării noastre, care se va micșora cu 0,4%. Președintele Maia Sandu a spus că puterea va fi alături de oameni și a cerut guvernului elaborarea unui plan anticrize. Executivul a anunțat o serie de măsuri, fiind vorba de indexarea pensiilor, compensații pentru unele categorii de persoane, a crescut salariul minim și a fost majorat minimul de existență. De asemenea, guvernul a oferit compensații pentru producătorii agricoli și a majorat fondul de subvenționare. Potrivit Biroului Național de Statistică, prețurile medii de consum în luna martie curent, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, au crescut cu 22%. Produsele alimentare s-au scumpit cu peste 27%, mărfurile nealimentare cu aproape 18%, iar serviciile prestate populației cu peste 21%.